Așa, și ce crezi că ai mai mâncat pe acolo și poate ne strânești și nouă curiozitatea? Mulți se fereau, de, era o carne, nu i-au zis nimeni denumirea. Așa, dar, o descriem. Dar ce să zic, nu arăta destul de gustos, dar era gustoasă. Da, cred că am gustat aceeași mâncare, un fel de vită făcută în sânge, dar foarte bună. Că și am gustat, am zis că hai să încerc, dacă tot am venit în Franța, să încerc ceva nou. Și chiar, cum a zis și Gabi, a fost într-adevăr foarte bună. Înseamnă că Franța este o țară deschisă și primitoare în ceea ce privește latura ei culinară. Nu-i foarte piperată sau foarte iute? Se încadrează în regimul alimentar? Sau mai sare în anumite norme? Știți că de regulă ne amintește fiecare cetățean și fiecare televiziune în parte să nu mâncăm prea sărat, prea gras sau prea dulce. Cum credeți, unde o încadrați că ar sări din cotele normalului? De mijloc. Deci îndeplinește criteriile să nu mâncați prea sărat, prea gras? Da, chiar Franța este o țară echilibrată în... Din ceea ce am gustat noi, eu zic că am îndeplinit toate condițiile. Bine, că n-am apucat să stăm prea mult, să ne facem... Dar la prima vedere, o impresie așa... A fost, da, o impresie bună. Mâncai la alegere. Sărat, dacă vrei mai sărat. Mâncarea era destul de bună, gătită. Foarte bine gătită. Deci înseamnă că n-am mai trebuit să contribuiți voi cu sare, piper și așa mai departe. Ok, dacă ar fi pentru o jumătate de an să vă mutați în Franța, v-ați putea adapta criteriilor lor sociale și culinare? Izabela, tu ce zici? N-ai mai fost în Franța vreodată? Doar în trecere. Doar în trecere. Din ceea ce ai auzit în descrierea colegilor tăi, sunt foarte curioasă dacă ți-a stârnit și ție atenția. Din punct de vedere culinar, nu foarte mult, pentru că eu sunt vegetariană de felul meu și cu carne nu prea am nicio tangență. Dar dacă tot specificul lor culinar este brânza, da, la capitolul ăla mi-a tras enorm de mult atenția și cred că m-aș putea foarte ușor acomoda. Dacă ar fi să le recomanzi o sugestie adolescenților din Franța pentru locurile noastre și meniurile noastre culinare, ce le-ai recomanda? Ce le-aș recomanda? Să mănânce de la noi? Da. Și sănătos? Sănătos. Salată de? Nu. Cred că eu le-aș recomanda personal sărmăluțele. Sărmăluțe... Gătite foarte tradițional. Cu smântână. Crezi că le-ar plăcea? Da. Sunt sigură. De moment ce le place așa de mult carnea și din câte mi-a spus și Gabi și Laura aici, de față o mănâncă destul de mult, da, cred că le-ar plăcea. Dar dacă ar fi să mergeți voi în Franța, ei să vă recomand un anumit meniu și se întâmplă să nu vă placă, cum reacționați ca să nu-i deranjați? La mine s-a întâmplat acest lucru. Uite, excelent, am nimerit întrebarea. La familia, acea brânză, n-am fost obișnuită cu ea. Cu gustul respectiv. Era specifică zonei Besançonului și acasă n-am mâncat niciodată așa ceva și n-am fost obișnuită. Dar a fost interesant să am această experiență culinară nouă și să... Și totuși ai mâncat-o, deci n-ai refuzat-o într-un final. Curiozitatea a învins aici. Felicitări! Hai să vedem, vorbind de proiectul care urmează să fie lansat, care sunt obiectivele concrete pe care le are în vedere acest proiect? Pardon, și după aceea, care sunt temele care se desfășoară pe parcursul proiectului? Puteți să vă inspirați din proiectul lansat deja pe hârtie? Nu e o tragedie, nu trebuie să învățăm nimic per de rost. Chiar sunt foarte curioasă pe baza unor obiective pe care imediat ni le aduceți și nouă la cunoștință. Dacă voi considerați că ar mai trebui adăugate anumite obiective. Hai să vedem, Laura, care vrea să citească niște obiective de pe hârtia cu care ați venit. Hârtia voastră de lucru. Aici avem lansată de inspectorat special pentru voi. Ca prim obiectiv este conștientizarea provocărilor referitoare la sănătate și foame. Da. Sunteți de acord cu acest obiectiv? Da. Ca și adolescenți, da. Mergem mai departe. Realizarea dreptului la alimentație ca o realitate tangibilă pentru toți. Sunteți de acord? Da. Păi avem opțiunea de a ne alege ce mâncăm și ce vrem să avem la masă. Ok, aici trebuie să ținem minte că am o întrebare și o să vedeți la ce mă refer. Mergem mai departe.
cum am vorbit mai devreme, conștientizarea de către elevi a culturii culinare a altor țări. Da. Cinstirea hranei și conștientizarea alimentației sănătoase. Da. Conștientizarea unei nutriții sănătoase și practicării sportului pentru un stil de viață sănătos și ca un ultim obiectiv ar fi formarea deprinderilor de alimentație sănătoasă. Hai să luăm pe primul obiectiv. Care era primul? Conștientizarea provocărilor referitoare la sănătate și foame. Cum comentați voi? Există acum ideea de foame în rândul adolescenților? Se înfometează conștient sau inconștient lansat de societate? Sau de dorința de a ieși din obezitate? Cum vedeți punctul ăsta, obiectivul ăsta? Tiberiu. Păi, există ambele variante, și conștient și inconștient. Conștient se referă mai mult, din ce am observat, la fete, că ele sunt interesate de imagine și de cum arată. Și inconștient, prin lipsa de informații medicale, pentru că majoritatea hranei pe care populația o consumă este voluminoasă, dar este foarte slabă în nutrienți. Și, de fapt, noi nu știm, majoritatea dintre noi, de ce are nevoie organismul nostru și din ce se hrănește. Iar apropo de ce povesteau adolescenții de lângă noi în experiența din Franța, este foarte interesant și foarte ușor să aplici în școli cantina folosind mâncarea vegetariană. Pentru că aceea se, pur și simplu, se servește, se aduce de la depozit, se asigură stocul necesar pentru cât se consumă într-o zi, și imediat se servește și este și proaspătă, pe când în maniera tradițională pe care și eu știu că am testat-o, nu la școală, dar am fost într-un serviciu unde se mânca la cantină, mâncarea se gătește foarte mult. Și atunci, de exemplu, poți să nimerești... Consum prea mult timp pentru... Da, se consumă și timp și poți să nimerești după la fundul cratiții, unde aprind și o leacă de negreală și... Da, s-a afumat. Nu mai mănânci așa de sănătos. Te saturi poate din volum. S-a afumat. S-a prins dintr-o bucată de carne, numai grăsimea asta. Mâncarea vegetariană e foarte bună pentru cantități mari. Cum sunt în școlile, contextul, în context cantine. Colectiv. Da, exact. Da, am înțeles. Credeți că România se află la un prag al sărăciei care să determine și... o alimentație sărăcăcioasă care să producă anumite dezechilibre? Considerați? Simțiți pe pielea unor vecini de-ai voștri, ca și colegi, mă refer, ați observat astfel de fenomene? Deocamdată, vă puteți plânge de sărăcie la capitolul ăsta? Tocmai că e criză, cred că mai mult mâncăm acum pe criză. Așa ați observat? Da. Da, și mai ales că cultura noastră culinară este foarte bogată în România. Avem și carne, și legume, deci de toate. Mă refeream la bugetul financiar alocat mâncărurilor. Ați simțit în familii că a scăzut bugetul și se mănâncă mai puțin? Adică lumea a intrat și el mi-a răspuns că a observat că pe perioada de criză, de fapt, se mănâncă mult mai mult. Da, bun, cam atât am vrut să punctăm la primul obiectiv. Credeți că ar trebui să mai adăugăm ceva? Apropo de foame, am observat, de exemplu, la evenimentele festive, nunți, botezi, ori alte petreceri, aici în România n-am găsit pe nimeni cu inițiativă, n-am văzut pe nimeni care, de exemplu, la o masă așa de mare, dacă rămâne cantitate, să se ducă undeva, la un adăpost sau la o casă de copii, sau adică să fie un fel de civilizație și un respect față de mâncare, încât atunci când mănânc, să nu fac un terci în farfurie, ci doar să mănânc organizat cât am nevoie și dacă rămâne, să poată fi transvasat în alt recipient și dus la cineva care are nevoie de acea mâncare decât să o arunc. Dar crezi că, bine, acum din farfuriile care se consumă, presupun că nu se mai refolosește mâncarea, okay, și mi se pare puțin forțat. Exemplu, nu numai că e forțat, dar nu mi se pare potrivit să mă duc să-i dau din restul meu altuia. Dar va rămâne în cantitățile